nu foarte mare, am auzit așa, dacă am auzit un nume, două. Și trist. Nu, Dumnezeu nu asta, nu asta vrea. A murit Dumnezeu pe cruce ca să aibă un grup de urmași, un grup care să-și spună credincioși și să fie așa, cărnicei. Nu pentru asta a murit Iisus. Dumnezeu așteaptă mult mai mult de la noi. Am avut puține exemple acum două săptămâni. Am avut puține exemple de oameni care trăiesc cu pasiune pentru Dumnezeu, un flăcări pentru Dumnezeu. Și aveam exemplul cărbunelui care a fost odată în flăcări, odată încălzit. Și s-a întâmplat ceva, s-a răcit. Cenușă prea mult în jurul lui. Și suntem cu toții bombardați de mass media, de Facebook, de modă, să ținem pasul, de facturi, de economia, vine o nouă recesiune, săptămâna asta numai cu roșu, toate cum le spune astea? Nu urmăriți economia mondială. Am uitat cum le spune. Bursele, toate pe roșu. Suntem bombardați, fiecare dintre noi, credincios și necredincios. Întrebarea este, ar trebui să se vadă o mare diferență între oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat și cei care îl cunosc. Între noi credincioși, care ar trebui să fim plini de Duhul Sfânt, care ar trebui să aducem roada Duhului Sfânt, care ar trebui să fim călăuziți de Duhul Sfânt, ar trebui să fie o diferență vizibilă. Adică să spună oamenii, e diferit. David e diferit. David are atâta răbdare. Mogo e așa de blând. E așa de bun. Ar trebui să vadă lumea ceva diferit în noi, în biserica. Se mi spunea că prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste. Dragoste. Ne caracterizează pe toți de aici dragoste, adică să curgă. Și exemple de dragoste, hai să spun Iordache, curge dragoste prin el? Curge dragoste? Prea mult. Avem nevoie de exemple, înțelegeți că avem nevoie de exemple de oameni care sunt plini de Duhul Sfânt și e trist și nu cred că e ok să fie așa de puține exemple printre noi, de oameni a căror inimă să curgă râuri de apă vie. Domnul Iisus a spus, a promis asta. Cine va crede în mine, din inima lor vor curge râuri de apă vie și se referea la Duhul Sfânt. Râuri de apă vie să curgă din fiecare dintre care suntem aici. Nu numai când venim vinerea, nu numai când venim duminica, să curgă luni, marți, miercuri, joi, să se uită prietenii noștri, să se uită colegii și să spună ăsta e diferit, ăsta are ceva, oare ce? Ce are? Și să vină oamenii la voi și să întreabă, bă, hai că observ că ești diferit, dar ce ai? Spune, care e faza? Să se vadă, se vede ceva diferență vizibilă între noi și lume. Se vede sau nu se vede? Ar trebui să se vadă. Exercițiul care vrem să-l facem în seara asta este să stăm toți, după ce o să mai citim o dată lista asta, de roade ale Duhului Sfânt. Și să ne gândim care lipsește. Poate, și cu siguranță nu poți să le ai pe toate. Încet, încet Dumnezeu lucrează și dezvoltă în tine și în mine lucrurile astea, roadele astea. Dar în seara asta ce-mi doresc este să fim conștienți care îmi lipsește. Care n-am nicio treabă cu el. Cu răbdare, de exemplu, am o treabă. Adică am răbdare. E totul despre mine acum. Nu-mi lua pâinea de pe masă sau dăm pâinea rapid că m-am enervat. Totul e despre mine. Bucuria am și chiar și în necaz. Dragoste am. Pace am. O să le mai citesc o dată. Și gândiți-vă în timpul ăsta la cele care vă lipsesc, ok? Și eu m-am gândit deja, să știți. E răbdare, filosofie și cu altele. Roada Duhului, din potrivă, este, sunteți gata, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Le mai spun o dată. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea,
înflânarea poftelor. Vedeți cât de multe sunt nouă lucruri care Dumnezeu le vrea în viața ta. Adică nu sunt opționale, nu cred că sunt opționale. Trăiesc toată viața fără jumătate din ele. Trăiesc vreo două și cred că sunt ok. Dumnezeu vrea de la an la an, în 2018, 2019, să ai tot mai multe, tot mai multe. Și cred că ar trebui să o luăm în serios și lista asta și să vedem care roade nu le aduc. Ce nu las, în ce parte a vieții mele nu las pe Duhul Sfânt să lucreze în viața mea. Și exercițiul despre care vorbeam este, după ce le-am citit și le-ați auzit, poate v-a sărit în urechi, poate nu v-ați prins încă, este un coș cu mere aici, în față. Și de fiecare măr este legată un rod al Duhului Sfânt. Puteți să veniți, după ce vă gândiți care vă lipsește, și să-l luați. Și să mergeți înapoi, în bancă. S-ar putea, la majoritatea, să le lipsească dragostea sau îndelungă răbdare sau frânarea poftelor. Nu știm care. Dar haideți să facem exercițiul ăsta. Și un minut, două, veniți, vă alegeți un măr care credeți că vă lipsește și mergeți înapoi și rugați-vă, vorbiți cu Dumnezeu. Și spuneți-i, Doamne, vreau mai mult, vreau mai asemănător cu Tine. Vreau când Te uiți în viața mea să crezi rău, vreau să fiu mai aproape de Domnul Iisus. Vreau să Te lași, să Te las pe Tine să lucrezi în viața mea. Ok? Așa că o să încep eu, o să-mi iau unul și două minute putem să vorbim cu Dumnezeu. Unde ești răbdarea? N-am răbdare să caut răbdare. Ah, de lungă răbdare, de asta. Nu mai am răbdare să caut. Iau credincioșie. Serios că mă enervez acum. No. Să știți că sunt și din astea separate, în caz că nu găsiți bunătatea, bunătatea și mereu. Bă, nu mă am serios, intenționat. Iau pe toate. Îndelungă răbdare, în sfârșit. Mergeți. Petrica, ai o pungă, dacă nu lipsesc mai multe... Un sac. Dacă lipsesc toate, frate, iau pungă și-o acasă. Ah, vamos.
Umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii nădejdești. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și apoi există o listă a lucrurilor firii pământești. Există detaliată, dar cum sunt nouă, roade ale Duhului, există lucrarea firii pământești în mine și în tine, care se rupe cu Duhul. Și versetul care l-am găsit important și care ar trebui să-l audă în special cineva, spune așa. Vă spun mai înainte, cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
vă spun mai înainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, adică să crezi că ești al lui Dumnezeu, să ajungi în fața tronului și să spui niciodată nu te-a cunoscut, ai făcut exact lucrurile opuse opuse Duhului. Cei care n-au Duhul lui Dumnezeu nu sunt al lui. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Când am citit lucrurile astea, sunt foarte importante. Există firea pământească, care ne trage în jos, și există Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze în noi, vrea să ne facă asemenea Lui. Și firea pământească ne trage în jos. Și există listă în Galateni care de fapte ale firii pământești. Încurajarea mea cu care vreau să încheie este: nu renunțați nicio secundă. Nu renunțați la a-i cere Duhului să lucreze în continuare în viața voastră. Cu rugăciunea asta vreau să încheiem. Doamne, ai început de câțiva ani, lucrezi în viața mea și observ și văd că se schimbă viața mea în bine, dar sunt părți în viața mea. Sunt cămăruțe în inima mea, încuiate, care nu vreau să-ți dau cheia. Nu vreau să te las să domnești, nu vreau să schimb nimic, vreau să rămân exact așa cum sunt, că îmi place, păcatul e dulce. Dacă n-are cineva Duhul lui Dumnezeu, cu tocul roadele lui, nu este a lui. Nu toți, nu oricine îmi zice Tatăl, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia lui Dumnezeu, care este în cerul. Acum știm fiecare voia lui Dumnezeu, ne e clar. Ne-am adus aminte de roada Duhului care vrea Dumnezeu să o avem în viața noastră. Depinde de tine. Depinde de mine dacă o să las Duhul Sfânt să lucreze în inima mea. Și nu numai astăzi, ci și sâmbătă, adică mâine, și duminică, și luni, și marți, și miercuri. În rugăciunea asta de încheiere, haideți să-i spunem lui Dumnezeu. O să vă invit să vă ridicați și rugați-vă pentru cei care, cum spuneau, au spus odată rugăciune. Odată au auzit Evanghelia și totuși nu se schimbă nimic. A venit oficial Dumnezeu în viața lor, dar nu există schimbări. Și poate vă gândiți la prieteni, poate vă gândiți la adolescenți care ar trebui să fie pe aici, la tineri care nu mai caută pe Dumnezeu și vă rog, vă încurajez, rugați-vă. Ca Duhul lui Dumnezeu să-i cerceteze în seara asta. Și din ce în ce mai mulți să se vadă rod. Asta e pentru ei, pentru fiecare în parte. Să ne facă clar Duhul Sfânt ce trebuie să schimbăm în viața noastră. Cum să-L lăsăm pe El să lucreze în viața noastră. Și să fiți siguri că dacă vă rugați cu credință, să observați, Duhul lui Dumnezeu lucrează și ne transformă. Și o să se vadă roadă în viața noastră, fiecare. Haideți să ne rugăm cât mai mulți îndrăzniți și să venim cu credință, știind că Dumnezeu ne ascultă și ne răspunde și poate să facă mai mult decât ne-am imaginat noi sau ne-am propus. Hai să vedem. Doamne, mulțumim că ne-ai dus aminte, că vrei să trăim călăuziți de Tine și de pofta firii pământești care ne trage în jos. Trebuie, Doamne, să trăim, să Te urmăm pe Tine, să fim călăuziți de Tine, să Te urmăm pe Tine, să Te lăsăm pe Tine, Duhul Sfânt, să umpli fiecare colț al inimii noastre și apoi să aducem rod de care Tu să Te bucuri, să fim cu ai Tăi cu adevărat și lumea să vadă în noi dragostea Ta, să vadă pacea care întrece orice pricepere, să vadă bunătate. Și mă rog, Doamne, personal pentru răbdare, cu familia mea, cu fetița mea. Mulțumim, Doamne, mulțumesc că la Tine este sursa, la Tine Tu poți să dai lucrurile astea, dar și le cer cu credință în seara asta. Și aștept, Doamne, în zilele care urmează, în lunile care urmează. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, Te rugăm, ajută-ne să fim împlinitori a Cuvântului, nu mai ascultători, Doamne.
Ajută-ne să fim lumină, Doamne. Ajută-ne să... Doamne, Tu ai venit ca exemplu pe pământ, Doamne. Dacă noi n-am știut să trăim, ai venit Tu să ne arezi, Doamne, și noi uite-te că Tot nu ne conformăm, Doamne. Ajută-ne să fim supuși Ție, Doamne. Umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Coboară-te între noi, Doamne. Coboară Duhul Tău cel Sfânt în biserica asta, Doamne. Fă-ne cu adevărat mădurarele Tale, Doamne, care să știe ce trebuie să facă, Doamne. Nu unul să meargă stânga și unul dreapta. Dacă toți ne uităm la Tine, Doamne, toți să facem ce putem, să fim uniți, să rămânem uniți, să stăm în cuvântul Tău și în voia Ta, Doamne. Doamne, suntem copiii Tăi și cer Ție asta, numele la toți. Pentru că dacă ar fi altcineva mai tare ca Tine, aș cere Lui, dar Tu ești cel mai tare. Tu trăiești veșnic, Doamne. Amin. Doamne, coboară mila Ta între noi și fă o schimbare în inima noastră, Doamne. Amin. Doamne, avem nevoie de Ta dragoste, pentru că Tu ești dragoste, de aia avem nevoie, Doamne. Doamne, ești cel mai bun exemplu, Doamne. Ai zis că putem să fim ca Tine, suntem fii de Dumnezeu, Doamne. Dezvoltă tot ce e mai bun în noi, tot ceea ce noi nu dezvoltăm, Doamne. Te rugăm pe Tine, Doamne. Ne predăm în mâna Ta, Doamne, și ne lăsăm la mila Ta, Doamne, fă ce vrei Tu, când ajută-ne să fim ustensilele Tale, vasele Tale de lucru, Doamne. Doamne, să luminăm pe toți ceilalți care stau în întuneric, Doamne, și care au nevoie de o lumină, să fim noi aia, Doamne. Amin. Doamne, Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne și ascultă-ne rugăciunile, învăți să fii lăudat și slăvit. Amin. Amin. Doamne, vreau să duc înainte Ta persoanele pe care le-am eu în minte, Doamne. Aș vrea să le sensibilizez pe inima, Doamne, și să le arăt că bucuria cea adevărată o pot găsi doar la Tine. Doamne, trebuie să schimbă de mentalitate și gândirea, să știe că ce e prețios, ce ține și ce e cu adevărat îmbucurător și cu adevărat valoros, nu se găsește pe pământ. Rugăște să aibă ideea asta în minte și principiul ăsta. Te rog, de aproape de Tine, crește aproape de Tine, Doamne. Doamne, și-aș vrea pentru noi și din biserică, Doamne, într-adevăr să fim lumini și mă rug aprins, Doamne, ca ceilalți să se prăne. Doamne, vreau să mă rog pentru pasiune. Vreau să am pasiune și vrem să avem pasiune. Te rugăm, Doamne. Vrem să avem de pasiune. Și nu doar să facem asta din gânduri necurate, ci din mâini necurate, Doamne. Care vrea să Te urmeze și care vrea să Dea slavă. Te rog, Doamne, învață-ne cum să ne zmerim în fiecare situație. Te rog, Doamne, învață-ne să avem dragoste. În familie, în prieteni, și cu toate persoanele care ne conjoară. Doamne, Te rog pacea Ta, pentru că fără ea, Doamne, suntem tulburați într-o mea și îngrijorați într-o mea. Doamne, Te rog răbdare cu toți. Doamne, ajută-ne, Doamne, și crește-ne. Te rugăm. Și Te rog nevărsat din lumea Ta. Amin. Amin. Doamne, Tată, Te rugăm, Doamne, să ne primești așa cum suntem. Înaintea Ta, Doamne, suntem mici, suntem nesemnificativi, Doamne, în comparație cu ce ești Tu. Doamne, la primirea Ta, Te rog frumos, Doamne, să smulgi inima noastră, Doamne, să bolnavă. Să iei, Doamne, să inima aceea să o alungi și să-ți pui noi o inimă nouă, o inimă care să Te dorească pe Tine, Doamne, să o inimă plină de pasiune. O inimă plină de darurile Duhului, Doamne, să Te rog frumos să nu ne lași, Doamne, să pierim, să nu ne lași, Doamne, să stăm nepăsători în lumea aceasta, Doamne, să vedem ce se întâmplă în lume. Ajută-ne, Doamne, să putem să ne spunem cuvântul, Doamne, să cuvântul pe care Tu ne-l dai. Pune noi pasiune pentru Tine, Doamne, să pune noi o inimă nouă care să Te iubească pe Tine, Doamne, să rugăm. Te rog frumos să ne ții pe stâncă tare și chiar dacă vin furtuni, Te rog frumos, Doamne, să ne dai putere să stăm în picioare, să stăm neclintiți și împreună cu Tine, Doamne, să biruim și să mulțumesc cu Tine, Doamne. Amin. Amin.
facem alegeri care să ne